vă referiți și la potențialul turistic, da, care al există, județului Ilfov, care există, este clar, este evident și din păcate încă prea puțin oameni beneficiază de acest potențial. Avem foarte multe locuri frumoase de vizitat în Ilfov și ați făcut referire mai devreme la Ciolpani, este o mănăstire superbă în Ciolpani, avem o mănăstire, cred că e una dintre cele mai frumoase mănăstiri din România. Vă rog să vă, duceți să vizitați mănăstirea Ciorogârla, este o mănăstire superbă, mănăstirea Cernica, mănăstirea Pasărea din comuna Brănești, sunt foarte multe, nu mai spun de mănăstirea Snagov, evident, care bănuiesc că ați, sau foarte mulți spectatori au vizitat-o. Sunt foarte multe locuri frumoase de vizitat și ar trebui de la anul să înființăm o linie specială. Am furat ideea asta. De, săptămâna mobilității a fost făcut un fel de a fost făcut acest, acest experiment și ar trebui să-l înființăm de la anul din, cred că luna mai, până în septembrie, să fie o linie specială care de care poate să beneficieze locuitorii din Ilfov și din București, cred că mai ales din București, să viziteze împrejurimile capitalei care sunt, sunt chiar merită vizitate. Tocmai, chiar sunt ieșiri de weekend, nu vrei să te duci pe Valea Prahovei, evident, vrei să mergi undeva aproape, alegi una din aceste mănăstiri care au și o zonă foarte frumoasă în care poți să mergi, să te plimbi ulterior. Deci, infrastructura este foarte importantă și din acest punct de vedere, pentru că e necesar un acces cât mai facil către aceste zone, care se pot dezvolta și turistic din acest punct de vedere. Vreau să vă spun că la noi Consiliul Județean a avut în reabilitare două mănăstiri, tot foarte importante, mănăstirea de la Căldărușan și mănăstirea de la Sitarul, la Grădiștea, pe fonduri nerabusabile. Sunt deja finalizate mănăstirile, sunt tot așa locuri care pot fi vizitate și arată super. Da, deci într-un viitor, sperăm cât mai apropiat, varianta ideală pentru Ilfov va fi cu existența acestei centuri finalizată, cu un metrou până la Otopeni, care să ne ajute foarte mult pe toți. Cu radialele. Radialele, evident, și cea